al cel mai mare buget pe care l-a avut Mediaș vreodată. Lucrări de întreținere a drumului, reparații în școli pe Azmetan Mediaș. Mă doare să văd că s-a ajuns în această situație. Neseriozitate. O coaliție PSD-USR. Bună ziua și bine ați venit la Ora Locală, o serie de interviuri locale, așa cum am promis, demarate în urmă cu puțin timp. Astăzi suntem într-un oraș care, după municipiul Sibiu, capitala județului, este probabil cel mai important în ceea ce înseamnă dezvoltarea județului nostru. Suntem la Mediaș și stăm de vorbă cu primarul municipiului Mediaș, cu domnul Gheorghe Roman. Bună ziua, domnul Roman, mulțumim frumos că ne-ați primit la dumneavoastră acasă, că primăria, până la urmă, cred că e a doua acasă pentru dumneavoastră. Bună ziua și bine ați venit la Mediaș. O să începem așa direct, pentru că discutăm despre subiecte locale. S-a aprobat de curând bugetul Mediașului pe anul 2022 și vreau să vă întreb cum e bugetul din punctul nostru de vedere. Așa este, la începutul lunii februarie am reușit să aprobăm bugetul Mediașului. Este, așa cum am mai spus, cel mai mare buget pe care l-a avut Mediașul vreodată. Este un buget, spun eu, echilibrat, un buget în care sunt cuprinse foarte multe investiții și în același timp reușim cu bugetul pe care l-avem să alocăm fonduri către societățile și direcțiile din primăria municipiului Mediaș, în așa fel încât toată activitatea de funcționare se desfășoare în mod normal. Un buget mare, mai ales că vine după pandemie în care... Sigur, bugetul este de aproximativ 206 milioane de lei. Ar trebui să se înțeleagă că am ajuns la această valoare pentru că sunt incluse în buget și sumele pe care le-am atras pe fonduri europene. Adică sunt proiecte extrem de importante pentru municipiul Mediaș, proiecte pentru care lucrăm de poate 3-4 ani de zile, iar după o muncă de 3-4 ani, roadele muncii încep să apară. Deci cheltuiește mai mult bani. Trecut, am început bugetul cu 130 și ceva de milioane de lei și l-am încheiat cu 170. Acum îl începem cu 206, vedem cu cât îl încheiem. Noi suntem în momentul de față tot în accesarea, în partea asta de accesarea fondurilor europene, pentru că împreună cu colegii mei am ajuns la concluzia că nu putem să dezvoltăm, să modernizăm orașul dacă nu atragem fonduri extrabugetare și, în primul rând, fonduri europene. Practic reușiți cumva să vă creșteți bugetul cu mai mult de 50%, dacă e să luăm în calcul cum s-a întâmplat anul trecut. Nu vreau să apreciez, să spun exact suma cu care cred că îl vom crește, dar nu cred că vom încheia cu 206, siguran că nu îl vom încheia cu 206 milioane, ci cu mult mai mulți. Vedem pe parcurs ce proiecte ni se mai aprobă și ce contracte mai semnăm. Și știți, atunci, da. Ceea ce primim cu siguranță se va adăuga la bugetul estimat pentru anul 2023. Știți că cetățeanul, când aude de buget, întreabă pe ce cheltuiești mai mulți bani în acesta. Am auzit și eu foarte multă lume spunând că, domne, dacă ai atâția bani, de ce nu mai dai mai mult într-o parte sau în cealaltă? Trebuie să înțeleagă că banii care vin pe fonduri europene trebuie cheltuiți doar pentru investițiile pentru care am accesat respective. Banii și pe proiectele respective, așa că nu ai nicio șansă să poți să muți banii dintr-un loc în celălalt. Nici nu își propune cineva lucrul ăsta pentru că nu se poate, punct. Nici nu ai acces la banii ăia ca să iei, să-i muți de aici acolo, ca să zic așa. Banii primești după ce efectuezi o lucrare, după ce dirigintele de șantier spune că lucrarea e efectuată, după ce primești factura și o trimiți mai departe. Deci lucrurile sunt foarte simple. M-ați întrebat... Pe ce cheltuiți cei mai mulți bani? Știți că bugetul din 2022, putem să spunem că aproximativ 50% merg pe dezvoltare, adică pe investiții, și 50% pe funcționare. Funcționare însemnând fonduri alocate pentru serviciul de salubritate, pentru meditura, Paternava Mare, pentru lucrări de întreținere a drumului, reparații în școli și, nu în ultimul rând, sigur, plata salariilor
Și de asemenea, pentru direcția socială, o sumă extrem de importantă pentru acoperirea tuturor cheltuielilor legate de asistență socială. De când ați venit primar la Media, știu că ați pus pe primul plan foarte mult investițiile în infrastructură și vreau să vă întreb dacă sunt o prioritate și în 2022. Nu știu, ne puteți da câteva exemple de proiecte care vor fi demarate în anul acesta? Mereu în Media este nevoie de investiții în infrastructură. Vreau să știți că proiectul care îmi doresc să-l încep în acest an și este pe fonduri europene, poate că pe acest an este cel mai mare. Sper să semnăm până la sfârșitul acestui an contractul pentru realizarea drumului care face legătura între Mediaș și Ighișul Nou. Este un proiect pe fonduri europene, un proiect pe care deja l-am semnat și cred că în aceste zile, dacă nu deja, a fost scos la licitație publică. Așa că eu îmi doresc ca până la sfârșitul acestui an nu numai să semnăm contractul, dar să și facem pași importanți pentru ca acest drum să se realizeze. Este un drum care va fi modernizat și sigur că la final va fi amenajată și pistă pentru bicicliști. Este vorba de o lungime de aproximativ 6 km dus, 6 km întors și cred că este o zonă extrem de plăcută pentru promenadă, a pentru plimbări. Plimba pentru... cu bicicleta sau pe jos. Mediașul se dezvoltă și asta se vede și... Și mi-a spus și de alte lucrări de investiții. Dacă vă uitați în spatele primăriei, încet, încet lucrările de aici încep să se finalizeze. Am avut o lucrare extrem de mare, de greoaie, modernizarea rețelelor de apă pluvială și apoi reabilitarea infrastructurii rutiere. Undeva în vara acestui an apreciez că vom face recepția. De asemenea, în cartierul aviației, în zona aviației, acolo unde am început o lucrare extrem, extrem de mare în urmă cu câțiva ani și știu că am produs un mare disconfort, dar lucrările în zona erau absolut necesare pentru că zona este inundabilă și am fost nevoiți într-o prima etapă să venim cu modernizarea rețelelor de canalizare pluvială, apoi am venit cu o canalizație pentru introducerea tuturor rețelelor și aici mă refer de curent și alte utilități în subteran, astfel încât în zona respectivă să nu mai existe cabluri pe sus care să-ți oprească priveliștea. Deci cartierul aviației va fi practic primul în care, pe care mergem de la A la Z și anume inclusiv introducerea rețelelor în subteran. În subteran. Era o întrebare de la cititor vis-a-vis de cartierul acesta de zona aviației ieri. Ieri am fost la o întâlnire, chiar aseară am fost la o întâlnire cu medeșenii care locuiesc în cartierul aviației, m-au invitat la un dialog, am răspuns cu drag așa cum fac peste tot și am luat act de anumite recomandări. Cu siguranță voi ține cont de propunerile dânșilor și vom lua acele măsuri încât atunci când lucrarea se finalizează, marea lor majoritate oamenii să fie mulțumiți de ceea ce facem. Pentru că până la urmă scopul ăsta este să faci lucrări pe placul medicienilor sau populației, oamenilor. Nu? Sigur, să simte că... Iar din partea mea există mereu disponibilitate pentru un dialog, sigur, un dialog cu civilizat și cu argumente. Un alt lucru care trădează, între ghilimele, dezvoltarea Mediașului este și traficul. Da? Un oraș care se dezvoltă are parte de un trafic din ce în ce mai mare și uneori a devenit sufocant așa la orele de vârf, nu știu, cos pe șoseaua Sibiului, cos la bariera de pe ruta ocolitoare, dar am văzut că lucrurile încep să se miște legat de centura Mediașului. După cum știți, în urmă cu aproximativ 2 ani de zile, chiar la Sibiu, am semnat împreună cu ministrul de atunci al transporturilor, Lucian Bode, și atunci a semnat și doamna președinte a Consiliului Județean, trecerea celor două investiții, centura de sud a Sibiului și centura ocolitoare a Mediașului, pe plan local, adică cea de sud la Sibiu și centura Mediașului la Mediaș. Și să știți că noi nu am stat degeaba de atunci, am parcurs exact pașii pe care trebuie să-i parcurgem. Suntem prinși în programele naționale finanțate din fonduri europene, așa cum este și centura Sibiu. Am scos la licitație actualizarea studiului de fezabilitate. Am avut în urmă cu 2 săptămâni o întâlnire, adică colegii mei au avut o întâlnire la București pentru a parcurge o primă etapă în ceea ce privește centura Mediașului. Eu apreciez că până la sfârșitul acestui an vom avea și o hotărâre de guvern
prin care să se aprobe indicatorii tehnico-economici acestui obiectiv, un obiectiv extrem de important pentru Mediaș, dar eu sunt optimist în această privință, mai ales că proiectul este inclus pe fonduri europene. Sigur că într-o primă fază valoarea investiției era undeva la aproximativ 20 și ceva de milioane de euro. Acum cu toate, discuțiile care au fost și discuții între Minister, Apele Române, firma de consultanță și colegii mei din primărie, cred că se va ajunge la o sumă mult mai mare, poate 80-90 de milioane de euro. Vedeți finalizată această investiție, nu știu, până la finele actualului mandat al dumneavoastră? Eu sper ca până atunci măcar să semnăm contractul și să se înceapă lucrările. Asta e o dorință mea, sper să se și realizeze. Aveți și vreau să știți că dacă nu vorbesc foarte mult de acest obiectiv, asta nu înseamnă că nu muncim pentru centura ocolitoare și acum colegii mei sunt în sala mică și pregătesc întâlnirea a doua de la minister, care va avea loc într-un timp extrem de scurt. Deci muncim pentru acest proiect, cunosc situația existența în oraș, știu și de cozile care se fac la bariere prin oraș și oamenii cred că primarul e vinovat pentru că se stă atât de mult la barieră. Recomand, am făcut adresă la CFR, la Căile Ferate Române, sigur că bine, mi-a dat un răspuns evaziv prin care ne spun că ar trebui să ne gândim la pasaje. Un lucru pe care îl știm și asta și facem, adică venim cu proiecte importante pentru oraș. Aveți în vedere și alte măsuri de fluidizare a traficului până când centura va deveni o realitate? Păi toate lucrurile pe care le facem în momentul de față pe diverse străzi, măsuri de fluidizare a traficului. Străzi mai bune, în anumite locuri lărgirea părții carosabile, acestea sunt măsuri de fluidizare a traficului în momentul de față și vreau să știți că un punct forte în acest caz ar fi și proiectul pe care îl derulăm în momentul de față de aproximativ 11 milioane de euro pe fonduri europene pentru transportul public de călători, vine în acest sprijin, pentru că acolo, în acel proiect, există și o parte care se referă la modalitatea în care vor funcționa semafoarele. Atunci acest proiect va merge până acolo încât atunci când trolebuzele, autobuzele sunt în trafic, cu siguranță vor da drum liber acestora, în așa fel încât să nu se blocheze traficul în punctele cele mai grele. Ați vorbit de contracte pe fonduri europene. Știu că a semnat recent două contracte de achiziție pentru furnizarea de materiale de protecție și pentru școlile din Mediaș. Da. Nu vin prea târziu dezinfectații și măștile? Sau? Pentru școlile din Mediaș am semnat numai materiale de protecție, dar am semnat un proiect extrem de important de aproximativ 11 milioane de lei și cred că suntem o localitate, poate din țară, sau printre puținele localități din țară care am luat la nivel local în serios această problemă și anume am venit... Nici Sibiu nu a luat atâta bani, să știți. Nu știu cât a luat Sibiu, dar noi am spus hai să mergem pe municipiu și nu să mergem individual. Mă bucura foarte mult că am avut un dialog constructiv cu toți directorii instituțiilor de învățământ, astfel am putut să câștigăm un proiect, am pus la dispoziția fiecărui copil tabletă la cadrelor didactice, le-am pus la îndemână laptopuri și nu în ultimul rând le-am asigurat table interactive, cum se numesc table inteligente și în același timp pentru 2 ani de zile internet gratuit. Astăzi sau în aceste zile am primit poze de la diverse instituții de învățământ unde deja se montează aceste table și cadrele didactice și copiii sunt extrem de încântați în ansamblu de investiția aceasta. Deci referitor la măști și la dezinfectanți, nu am hotărât perioada în care a trebuit să semnăm contractul și nici cât a durat. Problema este că chiar dacă se ridică, din punctul meu de vedere, chiar dacă se ridică această stare de alertă, virusul nu a dispărut. Și dacă ne uităm, toate recomandările celor avizați sunt să ne protejăm în continuare, să nu renunțăm nici la măști, nu o să mai fie obligatoriu, dar probabil va fi cu titlul de recomandare, se va recomanda să purtăm măști, să ne spălăm pe mâini, să ne dezinfectăm, să dezinfectăm suprafețele. Cred că până la urmă această perioadă grea ne-a învățat și să
ne protejăm un pic mai mult și să nu renunțăm la ceea ce am făcut de 2 ani de zile, să continuăm să ne spălăm mâinile, să curățăm suprafețele, să dezinfectăm selele de clasă, pentru că nu e chiar așa cum crede noi. Deci eu, departe de mine gândul să spun că am scăpat de perioada grea. Probabil știința ne aduce acolo încât vor exista tratamente și lucrurile vor decurge mult mai ușor. Dar boala nu dispare. Nu dispare așa peste noapte. V-ați remarcat ca un primar gospodar, un primar căruia îi place un oraș curat și sunteți văzut des pe teren, lucru semnalat și de medieșeni și trădat și de întâlnirile pe care le aveți cu oamenii de foarte multe ori, nu știu, dar ați reușit să urniți puțin mentalitatea oamenilor care nu respectă orașul și mediul în care trăiesc? Vreau să știți că în marea lor majoritate medieșenii sunt oameni care știu să păstreze curățenia, știu să mențină mediul înconjurător curat. Și vreau să vă spun că acest lucru este argumentat și de faptul că în anumite momente postez anumite mizerii aruncate de unii prin pădure sau pe lângă coșurile de gunoi. Să știți că reacția medicienilor dă încredere că trebuie până la urmă să-i prindem, să-i găsim pe cei care chiar nu înțeleg că nu pot să transforme domeniul public într-un mare coș de gunoi. Și atunci aceștia trebuie sancționați cu poliția locală, cu toți cei care... Dar sigur că e nevoie și de spiritul civic și să începem să discutăm între noi mai mult. Nu e corect să iei o sticlă cu apă cu tine, un pet, și ajungi în pădure când ți-ai terminat să-l arunci în pădure. Pentru că vine oricum primăria să adune după tine, tu crezând că dacă ai plătit salubritatea, cineva vine să te caute în pădure unde ți-ai aruncat gunoiul. Aici trebuie intervenit. Mă bucură mult totuși că marea lor parte oamenii din oraș păstrează curățenie. Avem și un serviciu de ecolo. În ultimii ani de când sunteți primar? Eu spun că avem un oraș curat. Sigur că putem să găsim și... Ca peste tot și în Paris și în Roma. Da, sunt... Mai multe. Sunt se pădure fără uscături, cum se spune. Dar... M-am uitat chiar aseară un post de televiziune unde am văzut că, nu știu unde, Garda de Mediu a dat o amendă primăriei, nu spun nici numele, că nu contează. Nu suntem în acea situație, avem multe lucruri de îmbunătățit, dar încercăm să facem cât mai multe lucruri bune în așa fel încât media să fie un oraș curat. Trebuie să ne așteptăm că în perioada asta străzile încă se curăță de nisipul care a fost aruncat. Da. La odată cu venirea primăverii, cred că și sufletul nostru este mai bun și poate că fiecare încearcă să scoată cei mai buni din el și cei mai rău. O altă chestiune semnalată de cititorii de la Ora de Media și de la Ora de Sibiu este legată de asfaltul de pe strada Aurel Vlaicu. Începe să se degradeze și vreau să vă întreb dacă ați aflat de... Pe strada Aurel Vlaicu avem investiții mari. Și în principal prin PNDL. Pe strada Aurel Vlaicu vom interveni mereu prin programul de întreținere a drumurilor, adică plombe asfaltice și covoare. Infrastructura drumului pe întreg DN14 este una extrem de proastă. Nu face față traficului greu care este în momentul de față în oraș. Această problemă va fi rezolvată aproape în totalitate atunci când vom avea centura ocolitoare finalizată. A moderniza întreg DN14 ar fi un cost enorm pe care primăria Mediaș nu și-l poate permite. Și nici nu cred că puteți să modernizați DN14 cu fonduri locale. Da, pentru că este al nostru. Este al nostru. Da. Altfel n-am putea să intervenim nici cu plombe asta. A fost cândva preluat, nu știu, mă gândesc că ne gândim la același lucru. Cândva preluat de către Ministerul Transporturilor cu gândul că va fi reabilitat odată cu Sibiu-Sighișoara. Atunci nu știu ce s-a întâmplat, că nu eram primar, dar s-a trecut peste media. Și atunci l-am preluat din nou la primărie cu gândul că vom interveni noi pe plan local, pentru că
proiect deja se finalizase, nu mai aveam ce să sperăm. Și să stăm până vine ministerul să ne asfalteze prin oraș, ar fi durat mult prea mult. Un alt proiect important pentru comunitatea din Mediaș e bazinul de nod de la școala numărul 8 și vreau să vă întreb în ce stadiu e și când credeți că va fi gata. E o investiție, uite, care încurajează foarte este, mult. Este o investiție prin Compania Națională de Investiții, o investiție care este așteptată de foarte mulți ani. Apreciez că până la sfârșitul acestui an investiția se va finaliza. Gândul meu este ca în urma unui dialog cu reprezentanții instituțiilor de învățământ să stabilim un program în așa fel încât pe ore copiii noștri să meargă și să facă acolo ora de educație fizică și sport. Dacă dânșii îți vor dori, și sigur aici fac precizarea în mod gratuit. Dacă dânșii îți vor dori, dacă părinții agrează această idee, eu cred că notul este un sport care ajută la creșterea fiecărui copil și la dezvoltarea. Dacă ne uităm în performanțele sportului românesc din ultima vreme, că nu sunt ele foarte multe, dar notul ne aduce satisfacție și din punctul ăsta de vedere și probabil că ar exista și o motivație în plus și pentru... Este un sport individual unde contează foarte mult caracterul acelui sportiv și în funcție de cum este omul motivat, poate sau nu să câștige. Vom vedea peste ani, câțiva ani, campion din media. Doamne ajută! Cum sunt și la alte sporturi. Acum am avut de la tenis de masă, putem să avem și la alte și sporturi. Și o tradiție la tenis de masă. Și e o tradiție. Iar tenisul de masă, în momentul în care a pierdut finanțarea de la Romgaz, a fost preluat de către primăria municipiului Mediaș, pentru că eu chiar țin ca acești copii care iubesc tenisul de masă să aibă unde să-și desfășoare activitatea, să se plătească transportul și să aibă condiții cât mai bune pentru a face sport. Am studiat strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Mediaș pentru 2021-2027 și am descoperit foarte multe proiecte interesante care sunt propuse pentru implementare și aș vrea să le luăm pe rând, nu chiar sunt pe toate. Sunt multe tare. Ar trebui o zi întreagă să discutăm, discutăm despre câteva. Unul foarte important mi s-a părut extinderea branșamentelor de apă potabilă și a racordului la Iușinou. Și vreau să vă întreb când credeți că va fi finalizat acest proiect. Zona aceea e foarte dezvoltată, a devenit o zonă celebră pentru Mediaș, ca să spun așa. Vreau să știți că proiectul respectiv l-am început cu bani de la bugetul local. Prin operatorul Apa Târnava Mare, în ultimii 2 sau 3 ani de zile, am branșat o serie de gospodării la rețeaua de apă și de canalizare pe bani de la administrația publică locală. Sunt sigur și alte investiții care trebuie derulate prin acest program. Unele sunt în derulare, altele așteaptă. Așteptăm și noi să vedem PNRR-ul exact cam ce vă permite să... cam ce ne permite sau prin PNRR ce putem să accesăm. Accesați. Deja avem niște idei că au apărut ceva ghiduri în consultare, suntem acolo, știm cam la ce sume să ne gândim, așa că, sigur, noi am prins foarte multe lucrări în acest pachet, dar unele sunt diverse stadii, deci adică este bine să ne gândim. E o chestiune de durată, adică sunt... E o chestiune pe perioada 2021-2027, dacă ne uităm bine. Un alt lucru pe care l-am observat, și aici există deja, ca să zic așa, un precedent, e acea amenajare la Târgu Obor și crearea unei piețe volante cu... Târgu... Cu producători de produse locale din jurul Mediașului. Da, este tot o idee în care deocamdată este în discuție. Am văzut că în Sibiu se practică acest lucru. Vreți să faceți, sigur că doresc. Se dorește să fie o chestie, un lucru? Da, deci dacă Sibiu face un lucru bun și pentru sau merge. Altă localitate face un lucru bun și merge, nu are rost să gândim altfel. Foarte căutată. Exact. Și cred că e un lucru bun, mai ales că în perioada asta a românii caută produse tradiționale și este firesc să caute produse tradiționale. Aici este nevoie și de implicarea producătorilor.
Din partea mea există susținere totală. Trebuie să găsim și producătorii care doresc să participe la o astfel de piață. Vă gândiți să Pentru faceți... că ce avem acum în piață, nu putem să spunem că este neapărat piața producătorilor autohtoni. Au și... Na. Există și în jurul Mediașului localități care au tradiție în produs. Sunt. Și dacă primarii din zonă, în dialog cu producătorii pe care i-au, consideră că am putea în Mediaș să facem astfel de piață, din punctul meu de vedere... Unde vedeți potrivit? Poate în fața primăriei. Fața primăriei. Sau în zona centrală. Zona centrală va fi într-un timp relativ scurt, adică în aproximativ un an de zile, o zonă în care se va lucra foarte mult. Și atunci... în fața primăriei cred că ar fi o locație perfectă. Aveți prins acolo și extinderea stației de sortare a deșeurilor din municipiul Mediaș. E nevoie de... Asta a considerat operatorul nostru de salubritate și cred că dialogul pe care l-a avut cu primarii, cu cei prinși inclusi în asociația Econord, au ajuns la concluzia că este nevoie de așa ceva. Atunci când am venit cu acest program, i-am consultat pe toți directorii care conduc societăți, companii înființate de către Consiliul Local și unde Consiliul Local este acționar majoritar. Da. Ce mi s-a părut foarte interesant din strategia asta e amenajarea unui parc de promenadă cu activități sportive în zona pădurii Gloria și zona pădurii... În pădurea Gloria este o discuție mai într-o fază inițială. În schimb, în Grevalna, în momentul de față, nu facem altceva decât să parcurgem procedurile legale pentru a vedea situația terenurilor și a pădurilor respective. Vrem să facem un parc de aventură. Suntem aici în așteptarea unor avize de la Ministerul Mediului. În acest an reamenajăm toată partea din fața anului Gravel. Și urmează în zona respectivă să venim și cu acest parc de aventură. Am purtat deja discuții cu persoane care au implementat un astfel de proiect, că vorbim în zona Brașovului și la Sibiu aveți undeva spre Păltiniș, da. Undeva pe dreapta un astfel de proiect. Am discutat și cu proprietarul acelui parc și îmi doresc ca în Mediaș să avem un astfel de parc de aventură și eu zic că odată cu ce obținem avizele putem să venim și cu un calculele care ne vor spune cât costă acest parc. Asta vreau să vă întreb, aveți idee cam cât costă? Deci până nu există un studiu de fezabilitate, asta nu ai cum să ieși și să spui exact valoarea parcului, dar nu musai să-l faci într-un an de zile. Și așa cum lucrăm la, așa cum efectuăm investiții mari în oraș în 2-3 ani, sunt sigur că reușim să amenajăm un astfel de parc în 2-3 ani de zile. Deci nu mă sperie așa. Dacă lucrul este bun, cred că oamenii așteaptă și deja se vede că oamenii înțeleg că dacă promit ceva se și întâmplă și mereu le spun să nu-mi ceară să fac promisiuni de pe o zi pe alta, că nu am cum. Nu depinde de mine. Dacă aș putea, aș fi cel mai fericit om să pot să fac o lucrare de investiție într-un termen scurt și cu cea mai bună firmă din lume, nu din țară. Un alt proiect care mi-a atras atenția foarte mult, pentru că în România e o criză din punctul ăsta de vedere, e implementarea de soluții de tip Smart City în furnizarea de servicii publice. Ce înseamnă lucrul acesta mai pe înțelesul mediașenilor? Lucrurile sunt simple. Am văzut și noi cum se procedează în orașe care sunt un pic mai avansate decât noi în acest punct de vedere. Am accesat fonduri europene pentru acest tip de investiție. Ce să înțeleagă medieșenii? Că circuitul documentelor în primărie va fi unul foarte simplu, că vor putea să obțină informații de oriunde din oraș cu privire la documentele pe care dânșii le depun, că pot să facă plata de acasă pentru ceea ce au la primărie, iar în privința angajaților, aceștia vor fi mult mai bine pregătiți și totul va fi mult mai simplu. Deci nu vor mai trebui să vină la ghișeu, cum ar veni, cum vine vorba. Când vedeți, practic, funcțional? Eu spun că până la sfârșitul anului acest lucru trebuie să fie funcțional, pentru că suntem în derulare cu proiectul.
Deci de anul viitor, hai să ne eu zic că așa, chiar anul ăsta. Normal, și anul ăsta pe final ar trebui, nu vreau să fac promisiuni, dar normal până la sfârșitul acestui an ar trebui să funcționeze toate serviciile așa cum am gândit în acest proiect. Asta e o veste extraordinară, pentru că ne aducem aminte de, nu știu, toate evităm astfel și cozile, timpii de pierduți, așteptare și așa mai departe. Și sigur, cum să spun, acel dialog cu funcționarul public care se spune de multe ori că nu este cel mai plăcut. Da. Și dacă nu-ți dorești să vezi un funcționar public, stai acasă și plătești de acasă sau îți depui documentele de acasă. Mai este acolo un proiect care vizează creșterea implicării cetățeanului sau a comunității în administrarea orașului prin introducerea unui sistem de bugetare participativă prin vot online. Se simte nevoia implicării medieșenilor în așa ceva? Să știți că am avut un astfel de proiect, de hotărâre sau o propunere în proiectul de anul trecut, în proiectul de buget de anul trecut. O astfel de inițiativă cred că merge într-o localitate în care primarul stă în primărie și nu ia contact nu cu locuitorii. Teren, eu sunt primarul care umblă prin oraș și oriunde sunt invitat, merg. Proiectele orașului de acolo se nasc. Cred că inițiativa nu se potrivește mediașului. Poate dacă aș fi un primar foarte comod care să nu iasă din birou, ar merge perfect. Și atunci e simplu să-ți spună X și Y că ce trebuie să faci, dar cazul meu nu se pune problema. Am văzut că se dorește înființarea portalului Mediaș Business. Ne puteți da mai multe detalii? Am avut o discuție cu oamenii de afaceri, încă suntem într-o fază de început. Cred că și aici trebuie o implicare mai mare și a mediului de afaceri în această dorință. Există niște rezerve și dacă există rezerve din partea mediului de afaceri, eu nu vreau nici să forțez. Poate o implicare a Camerei de Comerț, a reprezentanților Camerei de Comerț, ar fi mult mai bună în acest proiect. Portalul ăsta o să aibă legătură și cu crearea unui centru de consultanță și resurse pentru dezvoltarea mediului de afaceri? Vor merge mână în mână? Sau? Cred că ar fi, să răspund la întrebarea asta, doar după ce am stat la aceeași masă și am stabilit exact care sunt regulile. Și ce face aceasta? Mai este loc de dezvoltare media și media sunt destul de multe firme care au activitate aici. Da, da. Și ce mă bucură că și se construiesc, adică se ridică, vin societăți noi pe aici, pe parcul, în principal de la aviație, acolo unde în urmă cu 3 ani de zile am vândut un teren de aproximativ 3 hectare. Am observat că după perioada asta grea a pandemiei, firmele încep să vină, unele să angajeze și să câștige proiecte mari. Pentru mine, ca primar, e o mare bucurie să văd că lucrurile există se mișcă, interes? Dar trebuie să se înțeleagă un lucru. Banii pe care aducem din fonduri europene creează și noi locuri de muncă. Pentru că cu cât mărești mai mult volumul de lucru, cu atât ai nevoie de mai mulți oameni. Acum, nu poate nimeni să stabilească cine câștigă licitația. Dar într-un fel sau altul, media și-o va avea de câștigat. Sunt sigur că firmele din media își vor lua legătura cu cei care câștigă sau se vor caza aici, vor mânca aici, cei care câștigă vor cumpăra materiale din oraș. Deci media și tot are de câștigat. Și atunci media și-o are de câștigat. Și să nu ne gândim doar că, domne, vine, face asfalt sau drum sau clădire și cu asta basta. Nu? Asta înseamnă că anumiți oameni vor fi angrenați în această activitate, vor primi un salariu și cu cât sunt mai mulți, pentru mine, cu atât e mai bine. Ați vorbit, ați adus în discuție puțin mai devreme și centrul Mediașului, care va fi transformat sau, nu știu, poate mai bine zicem, va reînflori după aceste investiții. Și am văzut în strategia de dezvoltare că există un proiect prin care se dorește și implementarea unui circuit de turistic de vizitare a Mediașului. Așa este. Sigur că cele două subiecte sunt legate. Noi am câștigat un proiect pentru modernizarea zonei centrale a orașului. În acest moment suntem la direcția de cultură, la culte, se spune, la București, unde lucrurile merg destul de greu, dar eu spun că merg. Suntem într-o oarecare întârziere, dar nu pentru că nu vrea primarul. Așa este la noi, că mergi la culte la Sibiu, că mergi la București, întotdeauna există o virgulă și dacă se mai poate să faci ceva. Noi ne conformăm,
Suntem în momentul de față în aprobarea, în așteptarea unor avize de la București, apoi urmează pasul cel mai important și atunci și licitația acestei lucrări. Trebuie totuși să nu trecem peste un pas extrem de important. Toate aceste proiecte le-am semnat sau le-am gândit în urmă cu 2-3 ani de zile, când prețurile erau unele. Acum trebuie să le actualizăm pentru că totul s-a schimbat și asta nu vă spun eu ca o noutate. Asta o știe toată lumea, orice om care și-a construit când, în urmă cu 3 ani o casă, știe că acum este aproape dublu, ca să nu spun mai mult. Ei, așa trebuie să facem și noi, iar pentru toate obiectivele pe care le-am scos la licitație, am fost nevoiți să pierdem timp și nu numai timp, să găsim și surse de finanțare pentru a le putea duce la bun sfârșit. Da, centrul orașului va intra, nu știu chiar când, într-un proces de modernizare. Vom muta muzeul de acolo unde este, în vechea primărie, și atunci putem să vorbim de un circuit turistic nu numai în Mediaș, dar și în localitățile din jurul Mediașului, acolo unde există bisericile fortificate și alte obiective de vizitat. Vreau să știți că am un dialog constant cu marea majoritate a primarilor din nordul județului. Am înființat de curând o asociație de transport. O asociație de transport prin care nu vom face altceva decât să deservim prin operatorul nostru Meditur tot nordul județului. Bine, nordul județului mă refer la acele localități care au acceptat să facă parte din asociație. Sunt și bani europeni pentru transportul electric. Vinerea viitoare o să invit pe toți la o nouă discuție, atunci când vom avea la discuție și consultantul. Vedem fiecare ce sumă are, fiecare cât e pregătit să cedeze pentru a cumpăra aceste mijloace de transport ecologice. Și mergem mai departe, pentru că ghidul este în consultare. Eu sunt optimist că și aici vom putea face un lucru bun. În urmă cu 2-3 ani de zile am cumpărat autogara Mediaș, am modernizat-o, acum este dată la Meditur pentru a putea să fie, să primească licență de funcționare și așa mai practic departe. Putem vorbi de rețea de transport metropolitană? Avem și o, deci am înființat pe lângă această asociație de transport, am înființat și o asociație metropolitană, adică o zonă metropolitană a nordului județului, în jurul Mediașului. Prin această asociație încercăm să atragem alte fonduri care există tot prin acest PNRR, să spunem, de trasee cu bicicletele sau poate identificăm niște programe pe care să le dezvoltăm în mai multe localități. Mă bucură faptul că mulți primari au înțeles că nu pot să facă ceva pentru localitățile lor dacă nu vin într-o asociere. Pentru Mediaș este mult mai simplu, dar pentru localitate mică, când credeți că de vedere este extrem vom vedea de greu. Primele autobuze care să circule pe trasele din rețeaua asta? Dacă ghidul este în consultare și se acceptă la un moment dat varianta finală, noi suntem pregătiți să intrăm, am văzut fiecare ce sumă avem, Mediașul, de exemplu, are undeva la 4 milioane și 200 de mii de euro. Comunele au peste 300 de mii. Sigur că nu toți banii o să îi dirijăm spre nordul județului, ci mare parte vreau să îi distribuim către media și unde vreau să schimbăm cât mai mult mijloace de transport existente în troleibuze și autobuze electrice. Dar sunt dispus să am o colaborare bună cu toți primarii din nordul județului, pentru că până la urmă și eu nu facem altceva decât să facem ceea ce ne cer oamenii. Trebuie să le explicăm oamenilor că nu e un proiect care se poate întâmpla mâine. Zic că anul viitor ar putea să fie în discuție, adică poate chiar în licitație. Dacă trebuie să se miște și colegii noștri de la București un pic mai repede, dacă vor să atragem bani. Și văd că există o presiune și pe ei și se mișcă lucrurile, dar ca la noi așa mai. Deci dorința asta este, din moment ce am înființat asociație de transport deja cu personalitate juridică, mergem pe zona asociație, zona metropolitană în jurul Mediașului, avem în gând să atragem
fonduri pentru a dezvolta zona. Pentru că dacă noi nu o facem împreună, și vreau să știți că au răspuns primar de toate culorile politice. Aici chiar n-am avut niciun dialog pe tema, nu viu că tu ești de la nu știu ce partid. X, sau... eu sunt de la Y. Nu, deci nu sunt astfel de probleme. Apropo de dezvoltarea Mediașului, un punct important pentru Mediașeni este piața. Și de-a lungul banului ați mai investit acolo, ați mișcat lucrurile. Vreau să vă întreb dacă există vreun proiect de, nu știu, de extindere a pieței sau poate vă gândiți la o schimbare. Nu cred că este cazul să extindem piața. În momentul de față există proiectul care a fost gândit cu ani în urmă. Avem acel târg care funcționează, unde merg oameni o dată pe săptămână și vând anumite produse pe care dânșii le dețin, nici n-am avea unde să extindem piața. Au fost niște încercări, da, în cartierul Vitrometan, nu funcționează, nu funcționează piețele de cartier. Oamenii... Fostul primar al Mediaș a încercat o piață în cartierul Gura Câmpului, nu a mers nimeni. Ori dacă ceva nu merge, de ce să investești bani așa numai ca să faci testări? Lucrurile sunt clare. Aici este piața, cei care doresc piață vin aici. În rest, pe cartiere n-am prea văzut așa să funcționeze. Aveți în sfârșit, pentru că acum pare foarte bine dezvoltată, o zonă comercială în care Mediașenii am văzut că merg foarte des și fac cumpărăturile. Mai există solicitări de un nou centru comercial în Mediaș și ne puteți spune unde? În cartierul Aviației. În cartierul Aviației. Și chiar oamenii mi-au cerut la diverse întâlniri un astfel de punct alimentar și în zonă. Și va fi acolo, se pare. Există investitori? Că până la urmă... Sunt ceva solicitări. Sunt solicitări. Pe la noi niște studii. Am înțeles că s-au făcut în perioada asta și un studiu de trafic să vadă cum și amenajează zona. Deci am putea avea un nou pol comercial? Cu siguranță, da. Da. Deci zona Aviației va fi o zonă care se va dezvolta foarte mult. Dacă ținem cont că suntem într-un stadiu destul de avansat cu Ministerul Afacerilor Interne în privința predării acelor clădiri către administrația locală, acea zonă poate să fie de un interes mare și chiar cred că va fi o zonă dezvoltată. Acolo avem și diverse servicii, și ecosalul, și direcția socială, avem și operatorul regional la Pătârnava Mare. Deci este o zonă care, după ce vom prelua acele imobile, care de fapt sunt focare de infecție în momentul de față, după ce le vom prelua și le vom găsi o destinație, pe termen mediu, să spunem 5 ani încolo, putem să gândim că zona poate să se dezvolte. Și chiar e o zonă generoasă. E o zonă pe care vreți să o reabilitați complet, adică... Păi am și început acolo, cu canalizare pluvială, cu avem proiecte de drum, deci am început acolo lucrări destul de importante. Așa că lucrăm la acest proiect. Da. Mediașul mai este cunoscut la nivel național, inevitabil trebuie să spunem, și datorită sportului. Și o să aduc aici în discuție sportul mediașean. Nu știu, Gaz Metan, o echipă de tradiție a fotbalului românesc, a cam ajuns în pragul colapsului. Ce credeți că se poate face pentru salvarea echipei? Ce știți de situația de acolo? Nu știu, cum catalogați ce s-a întâmplat la club? Eu știu că primăria a ajutat foarte mult echipa din punctul ăsta de vedere și nu se poate spune pentru că sunt primării din țară care nu dau atâția bani la sport. Trebuie să fim sinceri. Nu aș vrea să fac foarte multe comentarii pe această temă. Am văzut că foarte multă lume vorbește, puțini oameni pricep ce este acolo. Sau foarte mulți vorbesc puțin fac. Aș vrea totuși să se știe că sunt, din informațiile pe care am, singurul primar care a susținut alocarea de fonduri de la bugetul local către Clubul Sportiv Gaz Metan Mediaș. Anul trecut am alocat 1.800.000 de lei, iar în acest an am alocat în această săptămână, după aprobarea bugetului și după ce bugetul a venit avizat de finanțe, suma de 1.000.000 de lei ca ajutor, nu ca sponsorizare. Banii merg către club, dar ei sunt obligați să-i cheltuiască conform legislației existente. Exact.
În rest, concluzii în legătură cu situația financiară trebuie să se tragă după ce se efectuează un audit. Vă gândiți la ce mai rău mult de atât, acolo? Mai mult de atât de nu vreau să comentez. Cred că despre situația concretă a clubului efectiv trebuie să vorbească cei care cum ce este la clubul Gazmetan sau ce s-a întâmplat. Da, ca cetățean al Mediașului și ca locuitor, da, și a unui om care e implicat în ceea ce înseamnă dezvoltarea Mediașului, mă doare să văd că s-a ajuns în această situație. Mă doare să văd că, deși sunt omul care a susținut clubul în perioada asta, este acuzat. Acum știți că și peste tot sunt... Da, da, de toți cei care nu cunosc o realitate, dar asta este, când ești implicat în viața publică, trebuie să accepți și astfel de comentarii. Ce vor face mediașenii care au copii acolo la centrele de junior? Nu știu, vă gândiți? Nu știu, haideți să le dăm posibilitatea celor de la club să vină cu o propunere. Primăria are cumva în plan înființarea... Deci primăria, oricine ar conduce clubul, susține clubul. Ca să fie lucru foarte clar. Dar atât cât poate. Nu pot să mut banii de la investiții la spre... Fotbal. Fotbal. Nu pot să desfințez serviciul de salubritate. Făcute de... Deci nu pot să desfințez serviciul de salubritate și să mut toți banii la fotbal. Nu pot să renunț la gratuitatea pe transportul în comun. Asigurat, deci gratuitatea asigurată copiilor și persoanelor vârstnice pentru a muta banii la club. Ce vreau să vă întreb, da, e legat de susținerea sportului de masă și poate la nivelul copiilor și juniorilor. Veți avea un bazin de not, model. Cu siguranță, da. Ați avut tradiție în basket. Mi-aduc aminte de o pepinieră de basket foarte bună la Mediaș. Tot a clubului sportiv Gazmetan. Gazmetan. Da. Vreau să vă întreb dacă aveți cumva în plan înființarea unui club sportiv municipal care să aibă mai multe secții. N-aș vrea să intrăm într-o astfel de discuție pentru că s-ar naște speculații. Mediașul are un club sportiv municipal. Are Mediașul un club sportiv municipal înființat, acolo unde am adus șahul medieșan, acolo unde am adus tenisul de masă, acolo unde am adus ceva atletism, automobilism. Deci avem în clubul sportiv municipal, astfel de ramuri sportive. Și secții noi vă gândiți să înființați? Sau? Deci, ca să înființez o secție nouă, trebuie să vină din partea celor care iubesc un anumit sport, care trebuie să vină în Consiliul Local cu o solicitare din partea mai multor medieșeni pentru așa ceva și atunci deci, sigur atâta că timp pot, cât nu aveți, pot, nu? Pot să vin în Consiliul Local și să spun, domnule, uite, avem atâția oameni în oraș, propun să, dar atâta timp când nu există solicitări, nu am cum. Vreau să nu se uite faptul că avem o susținere totală pentru sportul de masă. Am organizat competiții naționale de ciclism de toate vârstele. Anul acesta și în alți ani am susținut și alte activități sportive prin programul local pe care îl avem pentru activități cultural-sportive. Avem și școala sportivă în oraș unde am alocat în acest an niște bani, avem și cluburi de karate care au nevoie de susținerea primăriei Mediaș. Practic sunt și copii ai orașului care își doresc ca primăria să vină alături de ei. Mediașul are un potențial. Eu sunt un om deschis, da, pentru toate sporturile. Ca să revin acum și la... Și încă alte... ceva, sunt primar pentru 50.000 de locuitori, doar pentru... care... aproximativ 50.000 de locuitori care vor ca orașul lor să arate bine. Ori ca să arate bine, trebuie să încercăm să găsim bani pentru toate domeniile de activitate. Am vorbit de dezvoltarea și turistica a Mediașului, iar un aspect, o locomotivă, ca să zic așa, pentru dezvoltarea turismului într-un oraș, poate fi și cultura. Și vreau să vă întreb, știu că a venit pandemia și a spus stop la anumite proiecte, dacă Mediașul va avea în continuare o agendă culturală pe care să dezvoltați proiecte deci, în viitor. În luna aceasta Consiliul Local intră în Consiliu aprobarea programului cultural sportiv al Mediașului pe anul 2022. Acolo am fost deschiși către toate asociațiile, fundațiile din oraș care au ceva să spună în oraș și care își doresc un sprijin din partea primăriei.
nu rămâne altceva decât consilierii să aprobe acest, să acceseze acest program. Oarecum să încercăm să ne întoarcem la normalitate și din punctul ăsta de vedere, nu? Nu prea avem de ales. Și anul trecut am inclus o serie de activități cultural-sportive, dar le-am amânat. Pentru că sau în marea lor majoritate au fost amânate pentru că așa a fost situația. Dar la cum arată lucrurile acum, pare că se vor derula multe activități. Cum colaborați politic la nivel local? Mă refer aici în primărie. Nu știu, aveți sprijinul tuturor consilierilor în Consiliul Local sau mai sunt și din ăștia care pun bețe în roate? Și la nivelul municipiului Mediaș, dacă ar fi să ne luăm cum se votează în Consiliul Local, pot să trag concluzia că există o coaliție între PSD și USR. Votează așa cum crede cuvință. Până la urmă, cred că nici nu interesează ce se întâmplă în oraș și ei vor mai mult să blocheze practic proiectele mari ale orașului, acolo unde ai nevoie de 2-3. Nici nu au votat bugetul orașului, au venit unii cu ceva propuneri de proiecte, dar e ușor așa să vii cu proiecte și să nu spui de unde să ai și o sursă de finanțare. Pentru că așa fiecare medieșan vine cu câte au venit câțiva consilieri, au zeci și zeci de proiecte. Dar pentru a duce la bun sfârșit un proiect, trebuie în primul rând să vii cu sursa de finanțare. Că o găsești în exterior, că vii și spui, domnul primar, te rog să tai de la persoanele vârstnice și să-mi dai mie banii că vreau eu să fac nu știu ce. Ori proiectele care au venit, cred că sunt cam cât e bugetul Mediașului pe investiții într-un an de zile. Da, deci neseriozitate. Da. Deci, cam așa clasific ceea ce fac unii consilieri prin Consiliu. Dar la media și e clar că există o coaliție PSD-USR care atunci când e nevoie de un proiect mai important, ori se abțin, ori votează împotrivă, dar abținerea până la urmă e cam același lucru. De ce se facă treabă? Bucuria mare este că medieșenii au înțeles că avem multe lucruri în oraș și la alegerile la ultimele alegeri locale, mi-au dat în Consiliul Local o echipă cu care pot să trec toate proiectele importante ale orașului, cu sau fără această coaliție PSD-USR sau USR-PSD, cum vreți să-i spune. Vă dezamăgește atitudinea asta? Sau vă așteptați? Nu. Vorbesc mult pe Facebook, vin cu tot felul de injurii, fără substanță, încearcă să creeze tot felul de animozități prin oraș, dar concret nu vin cu nimic constructiv pentru oraș. Doar vorbărie mult, atât. Apropo de politică, cum vedeți situația politică din sânul PNL? Sunteți un politician foarte influent în județul Sibiu, la nivelul filialei județene? Nu sunt. Aici vă foarte popular atunci. Haideți să spunem așa. Rămâneți în barca PNL sau vă gândiți să... Deci la nivel central nu vreau să comentez politica PNL. Cred că sunt alții mult mai mari decât mine care pot să vorbească despre PNL. Eu sunt primarul municipiului Media și voi vorbi doar despre ceea ce fac în oraș ca primar. Politică facem peste 4 ani, adică în 2024. V-a deranjat ce s-a întâmplat în sânul partidului în ultimii 2 ani? Am luat act de ce s-a întâmplat. Rămâneți în barca PNL-ului? Am auzit niște zvonuri. Păi de asta zic că sunt zvonuri care vă dau plecat. Ca la o bursă, că merge acolo. Hai să aruncăm ceva pe piață și primarul să dezminte. Și e vorba ce țin se scuză, se acuză. Nici nu bagă în seamă astfel de subiecte care nu și-au rost. Povești. Care sunt oameni odihniți, oameni care nu fac nimic. Și atunci hai să aruncăm pe piață ceva. Eu invit pe cei care vor să vină cu un plus pentru media și să ajute, nu să arunce povești prin oraș. Care e cel mai important proiect pentru dumneavoastră în actualul mandat, care vă doriți foarte mult să-l... Toate proiectele sunt extrem de importante și îmi doresc ca cele pe care deja le-am semnat să le scoatem la licitație, parte din ele să înceapă, parte să se și finalizeze. Dar e clar că toată ființa mea și a colegilor mei și toată priceperea noastră se îndreaptă spre proiectul despre care se vorbește foarte mulți ani, de foarte mulți ani, și anume varianta ocolitoare a orașului, pentru care, așa cum am spus, se muncește mult. Doresc ca în acest an să fie, să primească hotărârea de guvern acceptabilă, adică să fie aprobați indicatorii tehnico-economici și sigur că dacă am scoate la licitație și am și venit cu ceva lucrări
pe acest proiect, aș fi cel mai mulțumit. Mulțumim mult. Și aici mă refer nu cu anul acesta, până în 2024. 2024, asta v-am întrebat de mandat. Să nu se înțeleagă cumva că de actualul mandat, până la sfârșitul acestui an. Deci până la sfârșitul acestui an îmi doresc să treacă prin guvern și apoi anul viitor să scoatem la licitație și să și cunoaștem un câștigător al acestei licitații care să se apuce de lucru. Și să decongestioneze traficul din mediaș. Atunci putem să discutăm și de un DN14 corespunzător, pentru că venim cu un covor asfaltic de la un capăt al celălalt al orașului, un covor asfaltic care va rezista mult mai mult decât în momentul de față, când tot traficul greu trece prin oraș. Mulțumim mult pentru că ne-ați dezvăluit și ne-ați și lămurit legat de proiectele mediașului și... Sunt sigur că nu toată lumea le-a lămurit. Cine se uită la noi, cu siguranță o să fie în mare parte lămurit și cred că ați și dat niște vești foarte bune mediașenilor. Nu că nu le-ar fi știut, că dumneavoastră mergeți foarte mult, așa cum, după cum a spus, în cartiere. Mulțumim mult, domnule primar. Dacă mai aveți ceva de adăugat, poate am ratat noi ceva și... Și eu vă mulțumesc că ați venit la media și vreau să le spun mediașenilor că tot ce am promis în campania electorală se va întâmpla în acest mandat. Nu neapărat așa cum îmi doresc eu atât de repede și cum ne dorim noi, dar voi urmări fiecare investiție să-și atingă scopul. Și noi o să avem grijă să ne întoarcem și să vedem să vedeți ce am mai făcut. Ce ați mai făcut. Mulțumim mult. Deocamdată punem punct unei noi ediții de la Ora Locală. Până data viitoare vă urăm numai bine și să fiți sănătoși. Ora Locală. Cel mai mare buget pe care l-a avut Mediașul vreodată. Lucrări de întreținere a drumului, reparații în școli pe Azmeta în Mediaș. Mă doare să văd că s-a ajuns în această situație. Neseriozitate. O coaliție PSD-USR